au născut în Zodia Berbecului, vor avea în prima parte a zilei de 23 iulie o preocupare legată de bani. Sunt implicați sau vizați, mai ales cei care călătoresc, care se trezesc dimineața de vreme ca să desfășoare o serie de activități pentru care firește vor avea nevoie și de bani. Doar că la acea oră e posibil ca băncile să nu fie deschise și atunci se pot crea o serie de dificultăți de a opera plăți, de a face cumpărături, de a se descurca. Într-o astfel de situație e bine să se asigure că au măcar banii lichizi necesari pentru a face ceea ce este necesar atunci, la prima oră, de exemplu cumpărarea unui bilet de tren sau de avion. Ulterior pot să facă și alte operațiuni pentru că instituțiile de resort vor funcționa. Între 23 iulie după ora 8 și jumătate dimineața și 25 iulie seara, perioadă bună, dar cam banală, nu nemaipomenită, legată de comunicare. Posibile mici deplasări, plimbări, mici excursii, le-aș denumi mai degrabă escapade sau evadări, ele sunt menite să creeze un respiro într-un program mai încărcat, să le ofere o schimbare de peisaj, de atmosferă, celor născuți în acest semn zodiacal. Între 25 iulie, după ora 21, și 28 iulie dimineața, mecanisme astrale care privesc casa, locuința și relațiile de familie, deloc armonice. Pot să apară tot felul de discuții, mai mult sau mai puțin justificate, de multe ori din senin, motivate de ambiții și stări de spirit exacerbate, profund subiective. Mai poate fi vorba de întâmplări nefericite care au loc în casă, uneori la nivelul relațiilor interumane, alteori la nivelul modului de viață în gospodărie propriu-zis. Sigur că, bine ar fi, să nu se depășească măsura la capitolul nemulțumiri, reproșuri, stări de spirit disarmonice, pentru că dacă într-adevăr situația este așa cum pretind unii dintre nativi berbecii sau cei din familia lor, atunci acestea nu se vor schimba neapărat în cele două-trei zile amintite, doar pentru că se enervează. Cu siguranță se vor schimba dacă schimbă atitudinea, dacă schimbă strategia, dacă au răbdare. Iar dacă sunt fleacuri, cu atât mai puțin are vreo logică să-și strice ziua, timpul de lucru, cheful de viață. Între 28 iulie, după ora 9 și jumătate dimineața și 29 iulie, sectorul relațiilor sentimentale e mai solicitat, mai încărcat. Poate să apară o noutate în plan sentimental. La limită, și o relație nouă, dar cred că întâmplarea, întâlnirea, evenimentele sunt cele importante și semnificative. Felul în care apare o persoană în ochii câte unui nativ din Berbec. Și acesta o vede altfel, descoperă câte ceva la acea persoană și brusc se creează premisele unui atașament. Omul apreciază acele calități, îi place persoana, o admiră, simte nevoia să se apropie de ea, să aprofundeze această formă de comunicare interumană. În casa a cincia, în tranzit există în continuare și Mercur și va face pe unii dintre cei născuți în Zodia Berbecului să se laude, să facă pe interesanții, să joace rolul, dacă sunt bărbați al Junelui Prim, în fine, sau al vedetei, dacă e vorba de femei. Moment și al exagerărilor și al inflamării, ale lipsei de măsură, de modestie sau de obiectivitate, așa încât unii se mai pot și înșela în aceste momente și ceea ce li se pare acum a fi nemaipomenit ca relație, extraordinar ca om, să se cam stingă așa, să se moleșească de-a lungul timpului, și să nu mai aibă nici sentimentul atâta tărie, nici patima atâta intensitate, nici gusturile atâta satisfacție. Luna 9 din seara zilei de 28 iulie mai are menirea de a pune pe o anume direcție o intenție afectivă, o chemare sentimentală, un comportament erotic și o opțiune personală.